Nimeni nu vrea să-i vândă un pașaport lui Mihail Bulgakov. Scriu despre diavol. Mihail Afanasievici Bulgakov? Da, eu sunt. Bună ziua, tovarășe Bulgakov. Bună ziua, Iosif Vissarionovici. Am primit scrisorile dumneavoastră, le-am citit împreună cu tovarășii. 22 mai 2014, premieră la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Ștefan Iordănescu, provocator, a zice încă din titlu, scrisor de dragoste către Stalin? Despre ce este vorba de fapt? Despre niște scrisori de dragoste către Stalin. E o piesă contemporană scrisă de un dramaturg spaniol acum vreo 10 ani, Juan Mayorga se numește. E un text foarte bun și deja destul de mult jucat în Europa. Cred că sunt vreo 8 sau 10 montări cu textul ăsta. Ce propune versiunea de la Timișoara? E un spectacol care, dincolo de subiectul oarecum documentarist literar, e bazat foarte mult pe jurnalul lui Bulgakov. Personajele sunt Mihail Bulgakov, scriitorul, ultima lui soție Elena Bulgakova și un personaj care se numește Iosif Vissarionovici Stalin. Ar trebui să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Da, Iosif Vissarionovici, trebuie să ne întâlnim, să stăm de vorbă. Da. E bazat strict pe niște fapte reale. Subiectul face parte din biografia autorului. E o parte din povestea vieții lui. Adică povestea se derulează după ce Bulgakov primește un telefon de la Stalin, în urma căruia toată viața lui se schimbă. El stă aproape 10 ani ca să primească cel de-al doilea telefon de la Stalin, în timp ce era interzis în toate teatrele și nu mai era publicat și așteaptă să aibă loc o întâlnire și moare în 1940 așteptând că această întâlnire să aibă loc. În spectacolul nostru, care folosește niște idei din text pe care le duce mai departe, le pune mai mult în valoare, credem noi, Bulgakov se apucă în toată această perioadă, în urma acestui telefon al lui Stalin, să scrie celebrului roman Maestru și Margareta, iar Stalin din spectacolul nostru e de fapt un personaj care provine și trăiește mintea lui Bulgakov și devine mai prezent decât realitatea însăși. În același timp e un spectacol care e și foarte intim, tratează niște probleme de cuplu. Și o concluzie, cum îți spune că este acest spectacol în 3 cuvinte? E un spectacol tulburător, va fi tulburător.